Pe mine ce m-a deranjat aseară, spre exemplu, că reveni la meciul de aseară, da, te rog, este că au pus o declarație de lui tata din 2013 pe stadion. Așa. În conjunctura în care, într-adevăr, în 2013, tata l-a susținut pe Mititelu. E vorba de pasajul ăla din emisiune de la Digi, cred că era Rădulescu. A întrebat care crede că Craiova este Craiova. Mititelu, ceva de genul. Da, deci asta era o declarație din 2013. Ideea este în felul următor și eu vreau să înțeleagă toată lumea. Tata era un om atât de bun la suflet și dădea credit oamenilor atât de mult, dar evident că și creditul lui la un moment dat se termina. De acest credit al lui tata, Adrian Mititelu a beneficiat, slavă Domnului, suficient de mult. Tata avea în schimb un mare defect, ca să zic așa, era suficient de credul și de naiv, încât să credea uneori prea mult în oameni. Dar, spre exemplu, pentru că m-a deranjat ceea ce au pus la stadion, acum n-am avut astăzi timp să-mi întreb avocatul dacă e legal sau... Dar cum ai fi reacționat dacă ai fi fost pe stadion? Pe stadion, da. Cum ai fi simțit treaba asta? În primul rând, vă spun, deci mai sunt câteva zile și se împlinesc 3 ani de la moartea tatălui meu. Abia reușesc să mă uit pe fotografii. Nu pot să aud, nu pot să iau vocea și nu pot să mă uit pe materiale video. Deci au trecut 3 ani. Abia reușesc să-mi deschid albumele de familie și să mă uit la el așa, pe poze. Dar nu, am încercat odată, pentru că, spre exemplu, pe sora mea o liniștește foarte tare să-l vadă. Eu nu pot, deci nici vocea. La un meci, cred că la debutul lui Atanas, tot așa a fost un mic, deci m-am cutremurat toată, așa a fost, din cap până în picioare am simțit un tremur. Nu, încă nu pot. Și crezi că această chestie, acest filmuleț a fost folosit special, s-au folosit de el cei de la... Nu, ideea este că se folosesc în conjunctura în care tata, în momentul în care tata a murit, el își dăduse foarte bine seama de cine este Adrian Mititelu. Ei nu mai vorbeau. Adrian Mititelu îl jignise de nenumărate ori. Există nenumărate scrieri pe internet cu jignirile pe care le-a adus Mititelu lui tata. Concluzia, mă rog, tragem așa ca o linie și ca o concluzie, este că Adrian Mititelu nici măcar n-a venit la mormântarea lui tata, pentru că el știa foarte clar unde se situa el în acel moment vis-a-vis de tata. Da, ceea ce vreau să spun și o spun în premieră și chiar vreau să știe lumea, este în felul următor. Următoarea treabă, de fapt. Atanas, copil fiind, el evident că ținea cu cine credeți? Cu CFR Cluj. Pentru că taică-sul juca la CFR Cluj. Da. Taică-sul a plecat acolo, exact, taică-sul a plecat de la CFR Cluj. În acel moment, cu tata era plecat în străinătate, nu eram, cum să spun, foarte... Eu țineam cu Universitatea Craiova, dar eu, fiind femeie, nu mergeam nici la meciuri și așa. În momentul în care tata s-a întors în țară, a început să-l ia pe Atanas la meciuri, iar iubirea pentru Universitatea Craiova i-a insuflat-o tata, ducându-l la toate meciurile Universității Craiova. Care Universitate Craiova credeți? Cea care exista atunci, că era una singură. Al Mititelu? Nu. Nu? Asta a fost deducția mea, am crezut că... Nu, Atanas are 17 ani. Deja se crease... Deci tata mergea din 2 în 2 săptămâni la meciurile Universității Craiova, la Craiova. Era momentul lui în care mergea și la maică-sa și... iar la toate meciurile din București, sunt oameni care pot depune mărturie pentru lucrurile pe care le spun, nu lipsea niciodată tata cu Atanas. Deci el i-a insuflat lui Ati iubirea pentru această Universitate a Craiova. Nu eu, nu nimeni altcineva. Pentru că am auzit în stânga și în dreapta, l-ai dus pe fitul la Rotaru. Nu, în primul rând Atanas a fost dorit de către Rotaru, iar Atanas cu acea echipă ținea, pentru că tata îl dusese la meciurile acelei echipe. Simplu. Foarte bine că ai explicat lucrul ăsta. Vreau să vorbim de Atanas pentru că a dat și gol în weekend, m-am informat. Vreau să închidem subiectul Mititelu și să te întreb dacă crezi cumva că aceste atacuri vin și ca influența lui. Nu, da, obiectiv. Asta fără discuție, fără doar și poate. Toate atacurile comandate împotriva mea sunt comandate de sus. Dar nu asta mă interesează. Eu nu am niciun război cu familia respectivă pentru că nu am nimic de împărțit cu ei. Dar ei ăștia sunt. Adică nu este prima dată când ei mă jignesc. Nu te surprinde atât de tare. Nu, și acum 2 ani, și acum 3 ani, și acum 5 ani. Eu vreau să mă întorc pentru că te-am întrerupt și ai spus că vrei, dacă am înțeles eu bine, să-i dai în judecată pentru folosirea acestui clip. Ai zis că consulți ce zice avocatul. Da, vreau să consult să văd dacă a fost legală, dacă este legală, pentru că noi suntem deținătorii mărcii Ilie Balaci. Noi avem drepturile de autor pe tot ceea ce înseamnă Ilie Balaci. Și atunci, da, vreau să văd dacă aveau nevoie de acordul nostru, chiar dacă declarațiile respective sunt într-un spațiu public cum este internetul. Da, dar astăzi n-am avut timp să mă interesez. Pentru că mi se pare de bun simț să dai un telefon și să întrebi. Bun, și asta nu... Revin din nou la întrebarea de mai devreme, dar sub altă formă, nu crezi că va escalada și mai mult acest conflict? Nu știu, că vei atrage și mai mult ură asupra ta? Dar eu nu am... Asupra lui Atanas, nu știu. Eu ce se întâmplă? Eu nu am un conflict cu ei. Văd că ei caută un conflict cu mine. Pentru că eu nu am nimic de împărțit cu ei. Le-am spus foarte clar și la momentul în care Mititelu bătea câmpii că va pune stadionului numele, le-am spus din start că nu. Și am și spus din ce cauză nu. Pentru că este o proprietate privată. Și eu nu pot să dau în folosință numele Ilie Balaci unei entități private. Da, unei entități publice, cum am dat acordul primăriei Craiova de a pune numele bulevardului Ilie Balaci, da, sigur că dacă ăla va rămâne pe veci acolo bulevardul Ilie Balaci. Dacă mâine, spre exemplu, primăria din Craiova va reconstrui stadionul Tineretului și va dori să se numească Ilie Balaci, clar se va numi Ilie Balaci pentru că este un stadion al comunității. Acolo va rămâne 4 miliarde de ani. Dar unei proprietăți private nu pot să-i dau dreptul de a folosi acest nume pentru că mâine poate fi stadion de fotbal, peste 3 ani poate fi hipodrom sau poate fi piață. Adică după bunul plac al proprietarului, nu? Adică eu dau spre folosință numele Ilie Balaci oricărui organ de stat. Deci ai fi avut aceeași atitudine dacă CSU Craiova decidea asta, nu știu, la stadion sau la baza sportivă sau... Da, da, ce se întâmpla acolo deja se numea Oblemenco și era normal și, cum să spun, era logic și de bun simț ca să meargă să ceară familiei Oblemenco dreptul de folosință al numelui. Pentru că ați văzut, când joacă Universitatea Craiova se numește Ion Oblemenco, stadionul, când joacă FCU, se numește Complex Sportiv Craiova.